Pacea Domnului, numele lui Dumnezeu să fie onorat prin prezența noastră în acest loc de închinare. Aducem mulțumiri că a fost încă o săptămână cu noi și ne-a pus la dispoziție acest sabat pentru a ne da odihna de care avem nevoie fiecare. Spre slava lui Dumnezeu vom cânta imnul 593 și îl invit pe Iusti să spună o rugăciune. Sfinte Tată care locuiești cerurile, îți mulțumim din toată inima pentru că prin harul Tău, iată din nou, în locașul de închinare împreună putem să deschidem sabatul Tău cel Sfânt. Te rugăm să fii prezent prin Duhul Tău cel Sfânt în mijlocul nostru. Te rugăm să cercetezi fiecare inimă care a dorit să poposească în seara aceasta, în locul acesta. Te rugăm pentru seara aceasta, în mod special, să-ți binecuvintezi cuvântul pe fratele pastor care îl rostește. Deschide inimile noastre și ajută-ne, Părinte, în timpurile acestea să reflectăm la ceea ce vrei Tu să ne transmiți, la misiunea care o avem de îndeplinit pe pământul acesta și la legătura dintre noi și Tine. Prin Domnul Iisus ne-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Pentru seara aceasta avem în mijlocul nostru
și mâine toată ziua pe fratele nostru Vilu. Cred că am pronunțat bine. Da? El a mai fost la noi, îi spunem un bun venit, spunem și celorlalți care sunt musafiri în sală, bine ați venit în acest loc de închinare. Înainte de a ne cânta el o piesă, am dorit să mai cântăm una sau chiar două cântări cu comunitatea. Ne va cânta Vilu o piesă și vom asculta cuvântul Scripturii. Puneți o propunere? 200? 255. Thank you.
Mai avem o propunere? 395. Liniștit,
că Iisus m-a iubit și în cer un loc mi-a Vreau să fac o urare celor 59 de suflete care ne aflăm în seara aceasta aici, dar am avut și timp să număr. Vreau să vă spun din partea lui Dumnezeu că Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Amin. Meditația din seara aceasta, că nu pot să o numesc predică, vine cumva sub auspiciile unui dialog pe care l-am avut cu o persoană și încercam să discutăm despre implicațiile păzirii sabatului și am adus un text din cartea Lucrarea Medicală de profetul Domnului de Ellen White, în care spune că foarte mulți medici încalcă sabatul pentru că lucrează mai mult sau dincolo de lucrurile necesare și urgente și în felul acesta ei calcă sabatul și spune Ellen White acolo în cartea Lucrarea Misionară Medicală că simplul fapt că ești un medic nu înseamnă că ești o excepție de la păzirea sabatului. Și persoana respectivă, după câteva discuții de genul acesta, am pune o întrebare. Zice, predicile pe care tu le pregătești în sabat reprezintă muncă sau nu? O întrebare încuietoare pentru, la care nu m-am gândit până acum și am zis din perspectiva mea, da. Și acum vine a doua întrebare. Nu cumva e păcat ca un pastor să fie plătit pentru munca asta făcută în sabat? E o întrebare la care nu m-am gândit, ce-i drept. Și răspunsul pe care l-am dat, zic, pentru că nu eu mă ocup cu cadrele și cu salariile, cred că răspunsul ăsta trebuie să meargă dincolo, la conferință, la Uniune, nu știu, la conferința generală. Și probabil nu știu cum vede Uniunea sau conferința lucrarea pastorului, poate că o vede de plătită de duminică și până vineri, nu știu. Va trebui să aflăm și lucrul ăsta. Însă, ținând cont de acest dialog, m-am gândit
din punct de vedere practic, cum ar trebui noi să păzim sabatul, în așa fel încât să, așa cum am cântat atât de frumos cântarea 593, noi nu stricăm legea lui Dumnezeu. Așa am cântat. Nu vrem să stricăm legea lui Dumnezeu. Și vă invit în această seară să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, un text foarte bine cunoscut de fiecare dintre noi. Și aici vom afla un lucru practic, un lucru pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru fiecare creștin. Isaia 58, de la versetul 13, Biblia spune: dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. M-am gândit la această expresie, o expresie cunoscută, și apare în Scriptură această expresie, piciorul. Dacă îți vei opri piciorul, și m-am gândit la o aplicație în această seară pentru fiecare dintre noi. În cartea de Deuteronom, Dumnezeu îi spune lui Iosua: oriunde va călca talpa piciorului tău, acel pământ ți-l voi da. Și când apare această expresie, piciorul, în Scriptură, Biblia se referă în mod special la autoritatea pe care Dumnezeu i-o oferă omului. Și aplicația sună în acest fel, și poate că o cunoașteți. Timp de 6 zile, Dumnezeu spune că piciorul nostru are autoritate acolo unde noi umblăm. Însă dincolo de ziua a șaptea, când vine ziua a șaptea, ziua de odihnă, sabatul, Dumnezeu spune: piciorul tău va trebui să se oprească. Cu alte cuvinte, tu nu ai niciun fel de autoritate asupra acestei zile, ci singura autoritate care există este autoritatea lui Dumnezeu, autoritatea mea. Și în acest fel, tu va trebui să înțelegi că sfințenia lui Dumnezeu este legată, strict legată și de sfințenia sabatului. Activitățile noastre, așadar, haideți să intrăm în această lecție practică, ar trebui să fie diferite în sabat. Pentru că asta ne propune și aici cartea Isaia, capitolul 58, și anume, plăcerile noastre seculare, plăcerile noastre cotidiene, vor fi înlocuite cu plăcerile spirituale. Gândurile noastre trebuie să fie ocupate cu ce anume? Cu tot ce este nobil, cu tot ce este sfânt și plăcut. Conversațiile noastre în sabat trebuie să fie diferite de cele din timpul săptămânii. Și, dragii mei, pentru a ajunge aici, la acest nivel pe care ne-l propune Scriptura, dați-mi voie să vă spun că e nevoie de foarte multă muncă, de foarte multă disciplină și de foarte multă seriozitate și practică ca să ajungi la acest nivel și să te fixezi în sabat doar pe ceea ce este sfânt. Într-adevăr, este un exercițiu pentru foarte mulți dintre noi astăzi, deosebit de complicat și deosebit de dificil. Vreau să aduc un argument în această seară, care se găsește în Geneza, capitolul 1, cu versetul 31, foarte repede voi citi. După ce Dumnezeu creează pământul și toate lucrurile, spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse, în prima zi, în a doua zi, în toate zilele, și în ziua a șasea spune că iată că erau foarte bune. Tot ceea ce a creat Dumnezeu a fost foarte, foarte bun. Deși era foarte bun lucrurile pe care Dumnezeu l-a făcut, Dumnezeu nu l-a făcut în ziua a șaptea. Ce vreau să spun cu treaba asta? Există foarte multe lucruri care nu sunt rele, dar care nu sunt compatibile cu ziua de odihnă, cu sabatul. Care nu au de-a face cu sabatul, chiar dacă în ele însele ele nu sunt rele, ci sunt lucruri chiar bune. Ele erau foarte bune, spune Dumnezeu, dar Dumnezeu s-a oprit. Din ce? Din a mai face aceste lucruri foarte bune. Ce vreau să spun cu asta? Preocuparea noastră constantă în acțiune, în gândire, dar și în conversație, ar trebui să fie aceea de a reflecta adevărata sfințenie a sabatului în tot ceea ce spuneam facem. Bunicul meu, născut nu departe de locul acesta, avea un obicei în sabat, pe timpuri avea un televizor mic,
Și am văzut că întotdeauna vineri seara punea un prosop deasupra lui. N-am înțeles de ce a făcut lucrul ăsta sau de ce făcea lucrul acesta. Așa înțelegea el sabatul. Îi plăcea foarte mult să citească ziare și era abonat la tot felul de ziare și reviste, mai, din când în când mai cumpăra. Un lucru foarte interesant că vedeam în fiecare vineri seara, lua acele ziare, acele reviste și le ascundea undeva într-un dulap. Nu neapărat pentru a nu citi, ci l-am întrebat, spune să nu văd aceste imagini, pentru că asta îmi spunea el mie, ceea ce vezi te influențează în ceea ce gândești și în ceea ce spui. Și atunci mai bine să dau la o parte orice impediment care m-ar putea provoca, să nu mă gândesc, să nu reflectez la sfințenia sabatului. Neprihănirea, spune Sfânta Scriptură, că este un lucru care trebuie învățat. Neprihănirea nu este un cadou, nu este un dar pe care îl primim din partea lui Dumnezeu, ci nu este ceva ce ți se întâmplă pentru că ești membru în biserica din Nazna. Neprihănirea nu e asta, ci mai mult de atât. Dacă citim în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, și haideți să citim textul ăsta, deși îl cunoașteți toți pe din afară, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Păi de ce ai avea nevoie de înțelepciune în neprihănire? Pentru că, repet, neprihănirea este ceva ce se învață. Se învață. Și vă spuneam de aceea, sfințirea sabatului este un exercițiu care necesită foarte multă practică, foarte multă seriozitate și foarte multă disciplină. De aceea spunea la un moment dat Domnul Iisus Hristos în Matei 28, mergeți, botezați-i și învățați-i. Sunt foarte mulți oameni, nu doar copiii, dragii mei, vreau să vă spun în această seară, sunt foarte mulți oameni care au nevoie să fie învățați ce reprezintă sabatul. Și nu spun asta din calitate că eu sunt un mare învățător sau pretind că nu. Și să învețe din cuvântul lui Dumnezeu, nu de la oameni, ci din cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să învățăm sau să ne reamintim ce este sabatul. Dacă aș fi dumneavoastră, dragii mei, cât de mulți adventiști de ziua șaptea, nu au nicio idee despre cum să păzească sabatul. Singurul mod de a păzi sabatul pentru mulți adventiști de ziua șaptea este de a nu merge la muncă, la serviciu sâmbătă, atât. O să spuneți, frate, exagerezi. Pentru foarte mulți adventiști nu știu cu ce să umple acest spațiu, acest timp de 24 de ore. Dom'le, nu mă duc la muncă. Păi nici un șomer din România, dacă ne luăm după această idee că cel care nu lucrează sâmbătă e adventist, atunci toți șomerii, toți cei care nu lucrează, nu merg la muncă, sunt păzitori ai sabatului, nu? Nu. Nu, pentru că există aici câteva lucruri pe care le învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune că studiul Scripturii, studiul Cuvântului lui Dumnezeu ne schimbă gusturile, ne schimbă gândurile și conversațiile noastre. Și aș vrea puțin să discutăm despre conversații și am pregătit pentru noi în această seară un citat din cartea Mărturii cu privire la sabat, pagina 67, paragraful 1, referitor la cum trebuie să fie conversațiile noastre în sabat. Aceia care nu sunt pe deplin convertiți la adevăr, lasă adesea ca mintea lor să alerge, liberă, la afaceri lumești. Și cu toate că pot să se odihnească de munca fizică în sabat, limba lor exprimă ceea ce este în mintea lor. Din cauza aceasta, au loc aceste discuții despre recolte, pierderi, câștiguri. Toate acestea constituie o încălcare de sabat. Dacă mintea aleargă după treburile lumești, limba va descoperi acest lucru, pentru că din prisosul inimii vorbește gura, închei citatul. O să ne întrebăm cu toții atunci dacă nu ne este permis în sabat să explorăm conversații cotidiene, conversații care au o tentă socială, atunci despre ce să vorbim în sabat? Dacă afaceri nu, dacă cum îți merge nu. Că astea toate ne duc pe linia asta profană, nu? Seculară, care îți duce departe mintea de Dumnezeu. Atunci, fratele pastor, despre ce să vorbim în sabat? În sabat, continuă serva Domnului, ei trebuie să-și limiteze cu conștiinciozitate discuțiile la teme religioase, cum ar fi
adevărul prezent, datoria noastră, speranțele și temerile creștinilor, încercări, lupte, suferințe, biruința finală asupra păcatului și răsplata și viața viitoare. Încheie citatul. De ce nu se întâmplă, dragii mei, lucrul acesta? Eu întreb în dreptul meu și poate vă regăsiți și dumneavoastră aici. De ce nu se întâmplă deseori în sabat să avem asemenea discuții? Sau să avem doar discuții de genul ăsta? Știți, la un moment dat Domnul Iisus Hristos spunea că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și acum o să fiu poate un pic mai apropiat de discursul tinerilor. Unii creștini îl ascultă pe Dumnezeu doar 2 ore pe weekend la biserică și în timp îl ascultă pe diavolul în restul săptămânii. Unii creștini, nu toți, unii. Dacă 6 ore pe zi ești de duminică, luni, marți, miercuri, joi, pe social media, da, toată ziua ești pe social media, ce pot schimba în tine 2 ore petrecute aici la biserică? Spuneți-mi dumneavoastră. Aproape nimic, nu? Aproape nimic. Dacă copiii noștri petrec toată săptămâna pe jocuri video, dragii mei, îi mai poate schimba o predică plictisitoare de 30 de minute ținută vineri seara la Nazna? Îi mai poate schimba ceva? Foarte puțin probabil, nu-i așa? Se pare că mulți dintre cei din generația noastră au devenit sclavi ai Dumnezeului acestea numit social media. Și din cauza aceasta, când mulți vin la biserică, spun, suntem plictisiți. Ați văzut dumneavoastră vreodată microbiști care să fie plictisiți după 2 ore ce au discutat în continuu cu pasiune despre fotbal? Nu. De ce? Pentru că au această dorință în ei. Și vedeți dumneavoastră un om care este convertit și întors la Hristos, natura lui iubește și caută lucrurile spirituale. Și cred că aici deja avem un răspuns la întrebarea aceasta. De ce noi nu vorbim, de ce noi nu căutăm în sabat să avem asemenea subiecte? Să ne încărcăm sufletește atunci când ne întâlnim unii cu alții. Să vorbim despre temele acestea. Adevărul prezent, marea luptă, biruința și viața de dincolo, pe care o așteptăm și o cântăm. Copiii, spune tot serva Domnului, nu simt nicio remușcare. Umblând pe străzi în sabat pentru a se distra, mulți se duc unde le place și fac ce le place. Iar părinții lor se tem atât de mult să nu-i supere, încât, repetând greșeala lui Eli, nu le interzic nimic. Acești tineri își pierd în cele din urmă orice respect pentru sabat și nu mai au niciun interes pentru întâlnirile religioase sau pentru lucrurile sacre și veșnice. Îndepărtarea de Dumnezeu în această privință se datorează în cea mai mare parte neglijenței părinților de a-i educa pentru o viață religioasă. Condiția acestor copii este lamentabilă. Ei pretind a fi creștini, dar părinții nu au luat asupra lor răspunderea de a-i învăța cum să fie creștini. Încheie citatul. Dragii mei, avem nevoie să fim învățați și să ne lăsăm învățați de Cuvântul lui Dumnezeu și în această privință. Pentru că vă spuneam eu, neprihănirea se învață. Tot serva Domnului spune că va veni un timp de încercare asupra noastră și cei care se joacă astăzi cu sabatul, și o să citesc mai departe lucrul acesta, va veni un decret care va cere ca oricine nu va respecta prima zi a săptămânii să fie nimicit. Cei care nu au respectat sabatul așa cum ar fi trebuit, care și-au prețuit afacerile mai mult decât poruncile lui Dumnezeu, vor călca sabatul și vor respecta prima zi a săptămânii, deoarece, observați, în trecutul lor se întâmplă ceva, deoarece au socotit în trecut că bunăstarea lor este mai presus de închinarea la Dumnezeu, ei n-au învățat să se conformeze principiilor sabatului, ci au căutat să adapteze sabatul după nevoile și după dorințele lor. O adaptare a sabatului, nu o învățare, nu o supunere față de Cuvântul lui Dumnezeu, ci o adaptare a Cuvântului lui Dumnezeu la nevoile și la viața lor. Având în vedere pregătirea lor de până acum, spune serva Domnului, ei nu sunt mai pregătiți decât cel mai mare păcătos din lumea asta, pentru ziua judecății. Închei acest citat. Dragii mei, aș vrea să privim la ziua de odihnă ca la o zi specială, în care să facem din ea bucuria sufletului nostru, să
ne pregătim pentru această zi încă din timpul săptămânii, în așa fel încât atunci când vom veni aici, îmi povesteau unii frați din biserică, erau revoltați, frate, dar în curtea bisericii atâtea discuții sunt. Și cum să, zic, frate, lasă-i să discute. Păi cum să-i lăsăm? Lăsați-i. Dacă oamenii aceștia la biserică ar veni și ar dori și ei să spună ceva despre Dumnezeu, dar pentru că nu au nimic despre Dumnezeu să spună, spun și ei ce au în sufletul lor, măcar lăsați-i să spună ceva ce au. Ar vrea și ei la lecțiune să spună două, trei vorbe, dar nu pot, pentru că nu le au la ei, pentru că nu le-au dorit, nu le-au învățat și nu le-au studiat. Și atunci, bineînțeles că în sabat vorbește și ei despre ce au în inima lor. Poate sunt ironic acum, dar aș vrea să închei, să fac o concluzie tot din spiritul profetic. El mai spune că cine depune eforturi să păzească poruncile lui Dumnezeu numai dintr-un simțământ al datoriei, da? Pentru că îi se cere să facă acest lucru, nu va ajunge niciodată să aibă bucuria ascultării. El nici nu cunoaște ascultarea. Când cerințele lui Dumnezeu sunt considerate o povară, da? Foarte mulți tineri, da, domnule, e o povară, e plictiseală. Da? Când cerințele lui Dumnezeu sunt considerate o povară, pentru că ele vin în conflict cu înclinațiile firii noastre, atunci putem ști că viața aceasta nu este o viață de creștin. Pentru că adevărata ascultare este lucrarea unui principiu lăuntric. Deci tot ce vă spun eu acum, pe unii știu că vă zgârie pe urechi și pe inimă, pentru că sună cumva ca o datorie și ca o povară. De ce? Pentru că nu sunteți renăscuți, pentru că nu suntem convertiți cu adevărat. Și ceea ce vă propun în această seară este o adevărată convertire lăuntrică. Să nu fie totul făcut mecanic, ca o povară, ca ceva din afara noastră. Sabatul trebuie să-l facem ca așa, Dumnezeu. Și vă dau un exemplu la final. Vă amintiți că atunci când Domnul Iisus Hristos era la fântâna din Samaria, fântâna lui Iacov, are loc un dialog între Domnul Iisus Hristos și ucenicii lui, care s-au dus, au făcut sacrificii, au căutat hrană și când vin la Iisus Hristos și oferă hrană, care e răspunsul Domnului Iisus Hristos? Știe cineva? Haideți! Ce spune Domnul Iisus Hristos? Care e hrana mea? Să fac voia Tatălui meu. Oare lui Iisus Hristos nu era foame? Ba da. Dar Iisus Hristos a ajuns la punctul în care, pentru că mintea lui era spirituală, axată pe lucrurile spirituale, întreaga lui ființă, dragii mei, a devenit spirituală. Aici mă refer eu când spun sabatul trebuie să plece dintr-un principiu lăuntric. Dacă mintea ta, dacă conversațiile tale, gândurile tale devin spirituale, sunt spirituale, întreaga zi, întreaga ta existență în sabat va fi una binecuvântată și fericită. Bunul Dumnezeu să ne ofere această experiență tuturor celor care suntem aici și sabatul într-adevăr să fie desfătarea noastră, să fie bucuria aceea pe care Biblia spune: eu te voi sui pe înălțimi și te voi putea bucura în mine. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceste lucruri. Amin. Pământ un
martor viu, iubirea ta s-o laud. Condu, Iisuse, pașii mei spre ceruri prin credință. Acolo unde nu-i păcat, nici griji, nici suferință. Mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul petrecut în acest loc de închinare. Pentru închidere vom cânta cântarea numărul 601, un sabat ceresc. Thank you.
Tatăl nostru, care locuiește în ceruri, îți mulțumim din toată inima pentru acest timp sfânt pe care l-ai pus Tu, Doamne, înaintea noastră pentru a fi sfințit și prin el, Doamne, să-Ți aducem Ție toată închinarea noastră. Îți mulțumim, Doamne, că prin sabatul Tău cel sfânt ne putem apropia de scaunul îndurării Tale, ne putem apropia, Doamne, cu pași repezi de frații noștri și împreună cu ei, Doamne, să Te binecuvântăm în casa Ta cea sfântă. Doamne, îți mulțumim că Tu vrei să ne înveți. Vrem să ne lăsăm, Doamne, învățați de Duhul Tău cel Sfânt, cum să păzim sabatul Tău. Iartă-ne pentru toate gândurile, pentru toate privirile sau conversațiile pe care le-am avut și care au zugrăvit într-un mod nepotrivit. Atât eu ca pastor, cât și cei care suntem membri ai acestei biserici, am ajuns uneori în zone care au pângărit sabatul Tău, au întristat fața Ta. Te rugăm să ne ierți și să ne ajuți Tu, Doamne, ca de astăzi înainte, această zi, să fie pentru noi bucuria și împlinirea că într-o zi vom intra în odihna Ta, acolo unde cu toți sfinții Tăi cei buni vom sărbători împreună sabatele Tale. Rămâi cu noi și Duhul Tău cel Sfânt să ne binecuvinteze cu prezența Lui în acest sabat, pe toți cei care suntem aici și pe toți cei care cheamă numele Tău peste ei. Amin.